Ok. Bun găsit, doamnelor și domnilor. În această seară avem un invitat special din punctul meu de vedere. Doamna Mădălina Frăsine este judecător. Vedeți că tot timpul se discută, mai ales în ultima perioadă, despre secția de investigații speciale, dacă este bine, dacă a fost bine că a fost făcută, acum dacă este bine că trebuie desființată și tot așa. Acele legile justiției, mai nou judecătorii care au sporuri de 85% în salariu și așa mai departe. De aceea, sunt foarte multe subiecte cu care aș vrea să încep. Vreau să o prezint pe Mădălina Frăsinie. Am găsit o descriere a domniei sale, și anume că la 6 ani voia să fie învățătoare, la 11 ani dorea să ajungă asistentă, avea și siringi pregătite, după aceea a vrut să devină chirurg, iar la sfârșit a ajuns judecător. Constat că sunteți încăpățânat, adică nu v-ați mai schimbat după aceea optica după ce ați ajuns judecător. Bună ziua și mulțumesc frumos pentru invitație. Da, dar înainte să devin judecător, mi-am dorit foarte mult să devin avocat, să știți. Și pentru că, mă rog, a fost contextul de așa natură, încât n-am putut să fac ceea ce mi-am dorit la momentul terminării facultății, am optat pentru Institutul Național al Magistraturii, dar cu oarecare strângere de inimă, să știți. Pentru că discutând cu prodecanul Facultății de Drept de la Sibiu, Lucian Blaga, mi-a spus: da, Mădărina, te văd profesând, făcând acest, de la dânsa știu, am auzit pentru prima dată că a fi judecător nu e o profesie, este un dat, e ceva care ține de suflet, ca și cu medici, ca și în cazul medicilor, ca și în cazul profesorilor, ca și în cazul oricărei alte profesii. Și dacă nu simt cu inima, nu am ce să caut aici. Și singura, mă rog, singura reticență, singurul lucru pe care ea mi l-a spus, a zis: te văd acolo, dar ia în considerare că te vei înăspri sufletește. Și nu știu dacă se merită, mai ales ca femeie, ca probabil mamă, la acel moment n-aveam eu gânduri de lucruri de astea, zice, nu știu dacă acest lucru va fi benefic pentru tine. Și da, Da. de 20 de ani, anul ăsta, chiar fac 20 de ani pe muchie ca judecător de scaun. La mulți ani, dacă Sărmâna, mulțumesc! se poate spune așa. În același timp, noi o să încercăm să profităm de experiența noastră, pentru că nimic nu poate învinge experiența. Eu la studenții mei le spun, când predau, de exemplu, de când s-au făcut statele, că există trei puteri importante în stat: legislativă, executivă și judecătorească. Iar atunci când una dintre ele încearcă să o controleze pe cealaltă, deja nu mai vorbim de democrație, vorbim de autoritarism. Cum se întâmplă în momentul de față când legislativul tot timpul încearcă să schimbe anumite lucruri? Cum simțiți aceste schimbări, aceste legi, această lipsă de maturitate? Pentru că vorbeam cu un coleg istoric, spunea că din 90 până astăzi sunt peste 75.000 de legi adoptate în Da, Parlament. Inconstant așa este. la aceasta, în care tot timpul facem o lege, după câteva luni o amendăm, după care o schimbăm, după care o anulăm, după care iar o aducem. Cum afectează acest lucru sistemul judiciar? Să știți că dacă am vorbit doar de legi, ar fi extraordinar de bine. Adică legea aia făcută în Parlament, rezultată în urma dezbaterii, ne place sau nu ne place, Parlamentul reprezintă poporul. Asta a votat poporul, asta are. Drama cea mare intervine când executivul legiferează. Și din păcate, la noi, executivul este cel care face legile cu ghilimele de rigoare. Ordonanțele de guvern, ordonanțele de urgență. De fapt, la ordonanțele de urgență este sunt cele mai multe probleme. Ca un om cu 20 de ani de experiență, să știți că mie mi se pare o chestie atât de normală. Bine, anormală, dar pentru că asta am trăit de 20 de ani, de modificări legislative, astăzi o lege, mâine se modifică, poi mâine revine la forma inițială, pentru mine mi se pare ceva normal. Însă ce nu conștientizează sau poate nu vor să conștientizeze atât cei din legislativ, cât mai ales cei din executiv, este faptul că prin această țopăială, cu ghilimele de rigoare, legislativă, lovește în plin în justițiabil. Practic, drepturile justițiabililor, pentru că ei sunt cei care nu mai înțeleg absolut nimic din ceea ce li se întâmplă, sunt direct afectate. Își mai amintesc, într-adevăr, din când în când și încearcă așa să îndulcească situația justițiabilului când încep campaniile electorale.
Dacă ați observat, dacă ați avut vreodată curiozitatea, să știți că anul trecut chiar am fost destul de curioasă și chiar am urmărit așa cum s-a desfășurat s-au desfășurat acele campanii electorale, chiar am urmărit să văd ce se întâmplă. Și dintr-o dată, cetățeanul, drepturile acestea erau în prim plan. Au trecut alegerile și asistăm la ceea ce asistăm, adică o poveste fără de sfârșit, inclusiv în ceea ce privește, în privința, mă rog, ordonanțelor de urgență. Da, din păcate așa este, pentru că ne-a zis și premierul că una este campania electorală, alta este realitatea. Vorbeați, m-am uitat exact. La un moment dat pe o descriere a noastră, vorbeați de menirea judecătorului. Spuneți-ne, cum este înainte de a întrece la lucrurile care afectează și politic bătălia, care este menirea judecătorului? Care sunt, cum este viața într-o instanță? Eu vreau să le spunem telespectatorilor că am vorbit cu dumneavoastră săptămâna trecută și spuneați că ați avut permanență. Cum e aia permanență? Eu știam că doar doctorii au permanență. Nu. Atunci când lipsește un judecător, un coleg din vari motive, inclusiv, bun, la cum mi s-a întâmplat și mie în luna ianuarie când am fost internată în spital, intră un alt coleg, se face o permanență și când e ședința de judecată, intră un alt coleg în locul titularului de complet. Săptămâna care se încheie astăzi, pentru că tocmai am lipsit o lungă perioadă de timp, aproximativ o lună de zile din instanță, am avut ședință de judecată și lunea și miercurea. Și din acest motiv am spus că nu am cum să facem acest interviu, pentru că mi-ar fi fost foarte, foarte greu. Nu, eu am întrebat luni am venit. Să le spunem celor care ne urmăresc care este activitatea unui judecător, ce face el, pentru că în opinia publică sunt judecătorii aceia care, nu știu, au salarii mari, au sporuri și se joacă cu viața oamenilor. Întotdeauna, da? Cei care au salarii și pensii nesimțite, ca să cităm dintr-un clasic în viață. Exact. Păi, haideți să vă spun cam cum e o săptămână la Tribunalul București, la secția 6-a civilă pe care am condus-o timp de 7 ani. În prezent sunt doar judecător de execuție, cum se numește, fără a mai avea și funcție de conducere. Luni, când ajung la birou, de regulă încep să pregătesc ședința de miercuri, pentru că dacă acum 10 ani, de exemplu, reușeam să văd o ședință, să studiez o ședință de judecată într-o zi, acum nu mai mi-ajung nici 2 zile să fac lucrul acesta. Avantajul meu, ca să spun așa, spre deosebire de alți colegi, este faptul că ședințele de judecată le am după amiază. Motiv pentru care miercurea, când intru în ședința de judecată săptămânală, mai am o jumătate de zi ca să pot să mai studiez din ședință sau să văd ce corespondență a venit. Deci pentru mine lunea și marțea sunt zile doar pentru studiul ședinței. Miercurea se intră în ședința de judecată. Eu intru la ora 13, se poate întâmpla să ies și la 7 și la 8, cu tot cu deliberări. Joia fac partea administrativă, ca să zic așa, ca să nu intru în detalii tehnice, pentru că fiind din afară foarte puțin înțeleg. E o procedură administrativă care se face într-un dosar, se numește regularizare în procedura civilă și mai motivez o încheiere sau verific încheierile de ședință întocmite de grefierul de ședință. Asta în ipoteza în care săracul nu intră și el de 2-3 ori consecutiv în ședință, astfel încât este imposibil să facă încheierile de pe o zi pe alta. Aveți iar vinerea... Da, vă rog, vă întreb dacă aveți dosare, dacă aveți un număr de dosare pe care trebuie să-l soluționați sau poate se întâmplă să Nu. Deci acel program de normare a muncii care a existat imediat după protestul din 2009, pentru că atunci toți au spus că dumne vrem salarii. Nu a fost vorba de salarii, a fost vorba despre acel volum de activitate care pe noi ne îngroapă la propriu. Era perioada când noi eram la Registrul Comerțului, era secția comercială la acel moment, și soluționam într-o zi și 750 de dosare. Cum era practic, nu mai aveai controlul a ceea ce făceai. Iar lucrul ăsta ne-a speriat foarte mult și am spus, domne, nu se poate, haide să încercăm să punem o limită a numărului de dosare, astfel încât să pot să știu ce fac în el și cum semnez. A funcționat o perioadă relativ scurtă de timp, inclusiv în instanțele de judecată, după care, pentru că termenul de judecată se duceau la un an, 2, 3, 4 ani, am spus că nu se poate așa ceva pentru justițiabil. Bine, noi cu strângere de inimă, pentru că am fost conștienți de faptul că un număr mai mare de dosare înseamnă un timp mult mai scurt pentru a le studia, pentru a studia doctrină, pentru a studia inclusiv practică judiciară, de ce nu? Dar
a fost așa, un strigăt în Adică neant, nu ne-a pentru volumul ascultat nimeni. acesta, pentru volumul acesta mare de dosare, nu există o preocupare reală, sau poate ar trebui să fim A, mai nu, 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 judecători, sau nu, nu, poate... nu, nu, nu. Dacă ai șansa să-ți intre un anume tip de cauze care nu mai trec prin procedura de regularizare, că procedura asta de regularizare cam la 2 luni ar trebui să stabilești un termen de judecată, dai direct termen de judecată, poți să ai ședință și de 40 și de 50 și de 60 de dosare. Colegii din civil, cel puțin de la secțiile civile pure, știu foarte bine despre ce vorbesc. Da, e, din punctul meu de vedere, o situație complicată aici, neavând... Da, și de regulă mie îmi rămâne doar ziua de vineri ca să încep să redactez și vă dați seama că un număr de 300 și ceva de hotărâri judecătorești pronunțate într-un an, cam greu să le motivez într-o zi, mă rog, câte săptămâni sunt în cadrul unui an de zile. Și de regulă, iarăși, tot, nu știu dacă... Faptul că acceptăm noi, cred că este o problemă, sâmbătă, duminica redactăm dosare. Altfel, credeți-mă, hotărârile judecătorești ar fi comunicate părților probabil la 3-4 ani distanță. Dar nu interesează pe nimeni, aveți vreo emoție? Că... Nu, mi se pare interesant, pentru că este până la urmă o decizie a unui judecător, poate afecta foarte mult viața. În pixul meu stă, poate să stea falimentul unei societăți comerciale dacă am greșit soluția. Pentru că pot să-l oblig la o anumită sumă de bani, sunt anumite hotărâri, mă rog, până se... Tribunalul Ziceți. Comercial, din câte știu, este în momentul de față la SEMA, nu? Închiriat o clădire? Nu există tribunal comercial, e doar pe hârtie. E doar pe nu, hârtie. Suntem secții în cadrul Tribunalului București, dar ca și locație suntem la SEMA Park, a 6-a și a 7-a, pentru că nu mai aveam loc... Dosarele sunt destul de voluminoase și s-a găsit ca variantă. Domnul Tudorel Toader vorbea de cartierul justiției. Mai este în plan acel lucru sau are un spațiu mai mare? Eu n-am auzit pe nou ministru al justiției, cel cu boxele, că dânsul probabil așa va, adică nu probabil așa va intra în istoria justiției, omul cu boxele. Nu l-am auzit discutând sau preocupându-se vreun pic, v-am zis, nu atât de noi, deși condițiile în care noi lucrăm, probabil că dacă ar avea cineva curiozitatea să viziteze un birou de judecător, știți, eu pe Facebook mai pun de la mine din birou să vadă cam cum arată un birou de judecător. Dacă ar fi preocupat de drepturile justițiabilului, pentru că el este primul, justițiabil este cel care ia contact cu noi și el vede neajunsurile, probabil că am discutat altfel, dar ați văzut pe cineva preocupat? Dacă ați citit declarația ministrului justiției în care spunea că actul sau justiția nu este despre magistrați, este despre justițiabil. Da, așa este. Actul de justiție nu e vorba de nu suntem noi, da, din păcate pentru unii noi îl facem. Ghinion, ce pot să zic. Ați avea condițiile optime în ceea ce privește acest lucru. De exemplu, în ultima perioadă, Antony Blinken, care este secretar de stat al noii administrații din Statele Unite, a venit din nou cu lupta anticorupție. Și nu știu dacă ați observat, dar în ultima perioadă, pe site-ul Ministerului Justiției, au loc, vin la domnul ministru, o serie de ambasadori, reprezentanți ai Statelor Unite, ai Olandei, ai Franței și așa mai departe, și la toți le promite că rezolvă cu SIJU și cu, și cu codurile și cu legile justiției și așa mai departe. Eu aici tot spun că, practic, suntem într-o societate babuinizată sau nu știu, ceva de genul acesta, exact. Pentru că, din punctul meu de vedere, dacă... De ce trebuie noi să dăm socoteală sau de ce ar fi un ambasador interesat atât de mult despre secția de investigare sau despre legile justiției? Păi știți că înainte ne duceam cu tainul la în alta poartă. Da, eu sunt specializat în Turcia. Știu de altfel, o țară foarte faină cât am apucat să o vizitez. Acum ne ducem să luăm lumină de la, nu știu, cred că anumite state din Uniunea Europeană și evident... Alfa și Omega democrației e Statele Unite ale Americii. Nu greșit din punctul meu de vedere. Nu au ce să caute. A fost interesat de ce facem cu legile justiției. Adică nu mai este România stat suveran? Sau nu mai... Pare că, după cum se pune problema, nu. Bine, eu am tot spus și am chit cu riscul deasupra pe unii și pe alții. Marea problemă nu pleacă de la ei, să știți. Pleacă de la noi, de la felul nostru de a fi, de a ne căciuli. Deci încă nu reușim să ne lepădăm de aceste metehne
antice și de demult, cum zice băiatul meu, de a ne lepăda de toate aceste metehne. Dom'le, bun, sunt stat suveran, da, sunt membru al Uniunii Europene. Normal că joc după regulile Uniunii Europene, că altfel nu avem ce să caut în Uniunea Europeană. Dar de aici și până a venit să iau lumină de la voi, când lucrurile astea nu cu ei trebuie să le discute, haideți și le discutați cu noi, cu cei care, ce să vezi, punem în aplicare legile alea proaste, multe, să mă ierte Dumnezeu. Sunt unele atât de aberante încât stai să te întreb dacă cel care le-a semnat și mai ales când le-au promulgat s-au gândit sau le-au citit sau s-au consultat cu specialiștii. Dar nu, noi suntem, știți dumneavoastră, întotdeauna când ceva se întâmplă în societatea românească, se abate atenția spre magistrați, care oricum, dacă nu sunt corupți, sunt incompetenți, deci oricum o dai, tot nu este bine cu noi. Ăștia suntem, v-am zis, din păcate pentru unii, noi încă judecăm ghinion pentru ei. Dar nu. Mi-am notat aici. E problema de noi, nu de ei. Problema efectiv de la noi pleacă. Uitați aici, mi-am notat. Statele Unite promovează statul de drept în România. Statele Unite asigură independența sistemului judiciar. Nu știam de ce dorm atât de liniștită noaptea că venea Statele Unite și asigura mie independența sau îmi garanta independența. Cel care trebuie să se lupte pentru independența mea și să-mi apere este Consiliul Superior al Magistraturii, instituție despre care vorbește Constituția. Punct. Nu-mi trebuie mie ambasada XYZ ca să vină să-mi dea binecuvântare. Chiar nu am nevoie și nu mă interesează ce spun ambasadele. Ambasadele să-și vadă de treaba lor și să ne lase pe noi în pace. Poate... Eu una nu cred că o să mai prind așa ceva în viața, o normalitate din punctul ăsta de vedere. Da, eu, de exemplu, când văd aceste comunicate și studiind foarte bine anii 40-50, parcă sunt mai pe față în momentul de față și ministrul cere să-i explice ambasadorului, știți, schimbăm legile justiției, le trimitem acolo, schimbăm acest lucru. Apropo de CSM, scrie foarte clar pe site-ul CSM, de exemplu, este garantul independenței justiției. Cum se întâmplă? Eu, de exemplu, n-am înțeles. Când a fost de, așa zice ministrul și domnul Florin Câțu, care i-a zis Florinel, cum se întâmplă cu situația aceasta? Când a fost de înființat secția aceasta de specială, a dat aviz negativ. Acum, când e de desfințat, a dat aviz negativ. Cum putem înțelege acest lucru? Știți care, ce s-a schimbat față de momentul la care s-a creat secția de investigare a infracțiunilor pentru magistrați? A fost cerută de noi. De ce a fost cerută de noi magistrații? Pentru faptul că începuseră să apară în presă ceea ce se întâmplase cu ceilalți colegi judecători și procurori. Și am spus, domnule, nu este normal. Adică atâta vreme cât cineva, potrivit legii, din parchet, din DNA, de exemplu, la acel moment, exista secția de investigare a infracțiunilor să vește de magistrați și nimeni n-a mai avut nimic să o protesteze, o secție înființată printr-un ordin administrativ al doamnei Codruța, da? Nimeni n-a avut nimic de obiectat la acel moment. Acum când avem o secție prin lege, care, ce să vezi, a trecut de două ori, prin analiza Curții Constituționale, dintr-o dată avem o revelație și spune, vai, dar nu se poate așa ceva. Că este un atentat. Atentat la cine? Sau la ce? În momentul în care s-a înființat, când s-a pus problema înființării, da, a fost avizul negativ, pentru că, sau cel puțin așa văd eu, poate mă înșel, nu știu. Nu existau toate datele care au apărut în media ulterior, aflării, de exemplu, eu nu am știut și îmi place să cred că sunt un judecător destul de implicat în ceea ce privește activitatea asociațiilor profesionale, eu nu am știut de existența acelei secții în cadrul DNA-ului, că probabil aș fi explodat de mult din punctul acesta de vedere. A venit un raport al inspecției judiciare vis-a-vis de interceptări, vis-a-vis de dosarele alea multe deschise judecătorilor, un raport al inspecției care, ce să vezi, a fost aprobat de plenul CSM-ului, cred că este hotărârea 225, cred, nu sunt sigură, pe 2019, prin care a venit și a spus clar ce s-a întâmplat, cât timp noi eram investigați în cadrul acelei celebre secții, în cadrul DNA-ului. Vine domnul ministru acum foarte șocat și spune că, domne, noi nu avem încredere în DNA. Nu am spus că nu avem încredere în DNA. Am spus că a fost o problemă și da, dat fiind acel raport al inspecției judiciare aprobat, repet, aprobat prin hotărârea plenului CSM, prin care a spus ce s-a întâmplat, discutând apoi cu colegii care au trecut prin ceea ce au trecut,
vezi Oradea, vezi Ploieștiu și pe unde mai sunt, am spus, da, ce s-a întâmplat atunci nu a fost în regulă într-un stat sănătos la cap, așa cum ne credem noi ca fiind un stat democrat, că numai democrație nu se numește ceea ce se întâmplă în prezent, e o democrație specific mioritică. Asta am ridicat problema. Și dacă am ridicat problema, ce? Adică pentru mine este clar, secția a fost un copil mort de la început. Pentru că cei care trebuiau să o ajute să funcționeze, de la personal, la tot ce era de făcut, nu s-au implicat. Păi vine și îmi spune că, nu știu, în 2 ani de zile sau nu știu în cât, a emis doar 2 rechizitorii. Păi deja tu, ca cel care împăstorești sistemul judiciar, că bine, din punct de vedere al personalului, pentru că dacă nu aprobă anumite concursuri, la revedere, drum bun, nu vorbesc de noi judecători, și din punctul de vedere al bugetului. Păi dacă tu vii și îmi spui că doar 2, păi automat ai indus ideea că sistemul judiciar este un sistem corupt și uite, secția de investigare, ce să vezi, vine să ne protejeze. Ferească Sfântul! Adică, nu știu, știți, că spune că lumea nu are încredere în judecători. Da, așa este. Vă garantez că cel care pierde în fața mea ca judecător întotdeauna va avea ceva de obiectat. Ba că, nu știu, legea că sunt incompetentă, ba că a auzit el că sunt coruptă și sigur am luat din partea ilaltă. E clar că nu am cum să am unanimitate. Doamne ferește să avem unanimitate că nu mai suntem pe vremea Marii Adunări Naționale, când toată lumea ridica mâna. Dar de aici și până a induce ideea că, dumne, 2 rechizitorii nu sunt foarte puține, și apoi ne întrebăm de ce suntem bătuți da, pe pietre, afigurat vorbind în viața publică, să mă ierte Dumnezeu. Pe mine m-a amuzat foarte mult că, domne, secția aceasta n-a găsit foarte mulți corupți, de parcă asta era problema. Da, păi, exact, știți? De genul acesta, exact. Cum doctorul, dacă nu are bolnav, nu operează săptămâna aceasta, desfințăm secția, pentru că nu sunt bolnav. Da, exact. Da, deci am spus că a fost un copil mor, că este o cronica unei morți anunțate, practic, în ceea ce privește secția. În momentul în care a ieșit domnul președinte și a spus că mai are ceva de rezolvat și rezolvăm și secția. Pentru mine ăla a fost declicul și a zis clar. Mai devreme sau mai târziu secția va dispărea. Bun, și dacă va dispărea, ce punem în loc? Unde ne întoarcem? Ne întoarcem înapoi la DNA și creăm iarăși o secție prin ordin administrativ sau unde ne ducem? Adică ideea asta de a desființa fără a pune ceva clar în loc. Sau înainte pui ceva în loc și după aceea. Și care să-mi garanteze mie că nu se va mai întâmpla ceea ce s-a întâmplat potrivit raportului Inspecției Judiciare aprobat și tot am să insist pe lucrul ăsta, aprobat prin hotărârea plenului CSM-ului prin care a spus negru pe alb ce s-a întâmplat. Mă apără pe mine, vă apără pe dumneavoastră. Pentru că în momentul în care dumneavoastră veniți în fața mea și știți că există un semn de întrebare, că e posibil ca cineva supărat să înceapă o urmărire penală in persona, adică pe numele meu, și automat potrivit legii mele, pentru că fracțiune de corupție, secția de regulă, adică nici nu cred că se va pune problema să nu fiu suspendată din funcție. Eu sunt scoasă o lungă perioadă de timp cât durează urmărirea penală și judecata în cazul în care sunt trimisă în judecată. Păi și unde mai este acea încredere în judecător, repartizarea aleatorie de care tot ne plângem? Repet, ce punem în loc? Nimeni n-a fost în stare să mă lămurească. Păi da, probabil eu vă spun dacă ca strategia aceasta, dărâmăm și pe urmă stăm și ne gândim dacă e nevoie să mai facem și după ceva. După aia ce facem? Repet, unde se duc aceste dosare? Unde se duc? Către ce parchet? Da, la momentul la care eu am intrat în profesie acum 20 de ani, infracțiunile erau cercetate de parchetele de pe lângă curțile de apel. Adică, domne, eu sunt în București, era parchetul de pe lângă curtea de apel București, cel de la Argeș era la Pitești, cel de la Suceava era la Suceava, cel de la Iași la Iași. Erau distribuite, da? Acum ce facem? Le aducem din nou în mâna unui om? Nu vreau să pun sub semnul întrebării corectitudinea colegilor, ziceți, procurorilor din parchetul din DNA. Dar, repet, noi am trecut prin asta. Au fost 3.000 și ceva de judecători interceptați, dacă mi-aduc eu bine aminte. Păi asta înseamnă mai mult de jumătate din numărul nostru.
aștept cu maxim interes, având în vedere evoluția firească pentru ei a lucrurilor, să văd și Serviciul Român de Informații înapoi în actul de justiție. Dar s-a cerut. Trăiască protocoalele, nu? S-a cerut la un moment dat să se protocoleze. Exact, tocmai. Tocmai, adică ne întoarcem și închidem cercul și la vremuri noi tot noi, cam istoric, așa ceva. Dacă ne uităm în istorie, dacă vrei să controlezi un stat, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să controlezi sistemul de justiție și după aceea lucrurile vin de la sine. Da, așa este. Vă spun, dacă eu ca judecător nu sunt independentă, păi nici dumneavoastră, cel care vă adresați mie, nu veți avea parte de un act de justiție potrivit legii, probelor administrate, propriei mele conștiințe. Cui profită? Nu știu. Aici nu aș putea să dau un răspuns. Da, eu, de exemplu, ieri, alaltieri, când a avut loc ședința de guvern, știți că a fost o declarație de presă a premierului și a ministrului justiției. De exemplu, Florin Câțu a zis că, bun, este o decizie în coaliție să desființăm SIJU, dar și o recomandare pentru respectarea MCV. Da, da, avem un aviz prealabil al Comisiei de la Veneția, care a spus că este în regulă, că asigură acea independență, acel faptul că procurorii sunt numiți direct de CSM și nu mai trec prin pixul omului politic, că de fapt aici este marea noastră dramă, era tot ok. Folosim, ați văzut că luăm și folosim fie Comisia de la Veneția, fie MCV atunci când ne convine. Când vin și ne susțin, bine, nu nouă, lor, când le susțin lor punctele de vedere, suntem, uite ce deștept suntem, că uite așa spune și MCV-ul sau spune și Comisia de la Veneția. Când vin și nuanțează, sunt doar recomandări. Păi, haide să ne hotărâm ce facem cu ele. Bun, și dacă sunt recomandări, repet, cum sunt și recomandările din cazul CSM? Dacă sunt recomandări, atunci dacă sunt ce recomandări, de ce ne mai întrebăm? Dacă nu? Adică cel puțin cu desfințare sau ceva de genul acesta. Ce exact, atunci când ne ducem să vină să dea un aviz și pe urmă să zică ministrul justiției cu regret sunt dezamăgit de decizia respectivă. Adică prima dată, da, chiar stăteam și mă uitam la domnul Stelian în momentul în care spunea că nu se ține cont de avizele CSM-ului, vai ce răi sunt politicienii, păi și când a ajuns dânsul la minister, ce a făcut? N-a făcut același lucru? Știți, ceea ce mă lasă așa un gust amar este acel dublu limbaj. Dom'le, ai coloană vertebrală și susțineți punctul de vedere, chiar dacă asta înseamnă că ți-ai pus pixul jos și ai plecat. Ține, repet, de coloană vertebrală. Numai că, din păcate, la noi sunt la modă, sau este epoca, aș putea, sau perioada, aș putea spune celor care au forma vasului în care sunt puși. Dacă te modelezi pe acel vas, ești foarte bine, îți vezi de treabă și toată lumea este fericită, mai puțin cei care, pe care îi lovești direct. Adică un fel de după mine potopul și vom vedea noi ce se va întâmpla în timp. Nu. Dubla, limbajul dublu, atitudinea asta duplicitară automat dă naștere neîncrederii și nu doar din partea noastră a magistraților, cât și mai ales, vă spun, mai ales din partea justițiabililor. Veniți siguranță să vorbiți cu ei. S-a ajuns în ultimii ani, tot timpul, decizii, ba ne certăm cu DNA-ul, ba că corupție, ba că, adică cu alte cuvinte, eu ca simplu cetățean, domne, bun, sunt niște instituții ale statului care se ocupă, unii să prindă infractori, alții să dea decizii într-o anumită privință. Bun, e treaba lor, lasă-i să-i facă treaba. De ce venim în spațiu public? De ce ne certăm tot timpul pe lupta aceasta anticorupție? De ce nu reacționăm și noi așa conform Constituției? Adică se spune acolo, adică când ne spune Statele Unite promovează statul de drept în România, eu din punctul meu de vedere aș sări în sus. Stai, domne, aș vrea să văd un politician sau, bine, nu zic de președintele acesta al nostru. Dacă ai idee, adică stai cum promovezi statul de drept în România, adică noi nu mai suntem stat de drept în momentul de față? Așa se înțelege. Da, cam așa se înțelege din... Poate a fost traducerea proastă. Mă gândesc. Vreau să trecem în alt registru, să vă întreb despre legile justiției. Să știți că eu le-am citit, dar eu nu am studii de drept, adică nu am pretenția să pot să le înțeleg. Sunt 303, 304, 317. Am încercat și eu la un moment dat să văd pe noi cetățenii, cu ce ne afectează legile acestea?
Știți, a fost acel scandal întreg, au trecut 2 ani și ceva. Președintele s-a opus, le-a criticat cei de la PSD care au avut majoritatea, le-au dus mai departe, președintele le-a întors, le-a contestat la Curtea Constituțională, s-au dus înapoi, până la urmă, eliminând toate lucrurile respective, au fost adoptate. Acum, având guvernul său, parlamentul său, România sa, spune că le schimbă. Care, adică pentru cetățeanul simplu, cu ce ne afectează și ce este în legile acestea ale justiției încât trebuie ele schimbate? Păi una se referă la organizarea legea de funcționare și organizarea CSM-ului. Am văzut că în bucătăria dumneavoastră acolo. Adică, da, statutul nostru al judecătorilor și procurorilor, chestiuni ce țin de cariera noastră, chestiuni ce țin de, nu știu, adică sunt chestiuni care chiar nu sunt de maximă urgență, astfel încât să tocăm și să începem cu acestea. Recunosc, eu dacă aș fi fost ministru, în primul an de mandat, eu așa aș fi făcut. Dom'le, care este prioritatea zero a sistemului? Din punct de vedere legislativ. Că am înțeles, cu personalul trebuie să ne peticim cu ce avem. E buget de criză, dar doar pentru unii, pentru alții o dăm din condei și vedem noi cum o rezolvăm noi între noi. Deci nu intru din punctul de vedere al personalului. Care e prioritatea zero pentru justițiabil? Păi vă spun eu, codul de procedură penală, deși nu mai judec în penal. Dar nu e în legile justiției. Care nu are nicio treabă cu legile justiției. De ce codul de procedură penală? Pentru că de fiecare dată când ajunge câte o prevedere ridicată, excepție de neconstituționalitate, și ajunge prevederea spre analiza Curții Constituționale, ce să vezi? Mai pică cât un articol la Curtea Constituțională. Este declarat neconstituțional. Știți cum judecă colegii de la secțiile penale? Potrivit deciziilor Curții Constituționale. De ce? Pentru că Parlamentul, pentru că onor guvernul care vezi chipurile spune că nu mai poate să dea ordonanță de urgență că a venit referendumul. Fals! Știți câte ordonanțe de urgență au dat pe justiție de când a fost referendumul? Nu știam doar una. Sau... Vă spun eu, achizițiile publice, competența este, care vizează activitatea mea de judecată, este dată prin ordonanță de urgență. Ah. Hai să nu fim ipocriți. Bun. Asta e o știre deja. Adică faptul că mie, judecătorul ăla de la instanță, îmi judecă pe deciziile Curții Constituționale, pentru că tu, Parlament, fie nu te-ai întrunit în 45 de zile să-mi pui de prevederea legală, legală, nu mai este legală, prevederea cu decizia Curții Constituționale, ai făcut orice altceva și le-ai lăsat, nu sunt prioritate zero. Cu asta aș fi început. Haide să dăm ceva clar, o lege clară, o lege predictibilă. Pentru că în momentul în care jonglăm și mai vine și mai declară neconstituțională, mai ne mai scărpinăm că avem alte priorități, justițiabilul, repet, cui rămâne? Ce facem cu el? Dar nu există o comunicare, pentru că m-am uitat, de exemplu, în Parlament, comisia aceasta cu justiția, nu sunt somități acolo care să poată să înțeleagă și să croiască o lege așa cum ar trebui. Nu apelează la corpul judecătoresc, la juriștii renumiți sau ceva de genul? Adică un parlamentar ce face? Eu vreau să fac o lege aici și nu știu cum. Și am majoritate și o trec sau nu e normal să colaborați pentru... Când a fost domnul Predoiu și a fost celebra mică reformă a domnului Predoiu, am participat pe partea mea de procedură civilă, că v-am spus eu, de 15 ani nu mai judec în penal, m-am rupt definitiv de ceea ce însemna penal, procedură penală. S-a discutat în cadrul CSM-ului, ne-am întrunit acolo și am discutat. Au fost inclusiv avocați de față la acel moment, astfel încât să facem o dispoziție legală care să profite lor. Repet, justiția nu e despre mine ca judecător, justiția este despre cel care vine în fața mea și își pune viața la propriu, în mâna mea. Iar dumneavoastră, judecătorul, judecați pe baza unei legi, nu după cum considerați sau cum vi se exact. Pare. Exact. Repet, dacă legea este proastă, ce să vezi? Eu sunt obligată, potrivit legii, să o aplic. Da, singurul meu mod de a mă lupta, cu ghilimele de rigoare, cu o lege, este să invoc excepție de neconstituționalitate și să o trimit la Curtea Constituțională. Dar oricum nu are efecte... Decizia e de la momentul, produce efecte de la momentul publicării în Monitor Oficial. După ce am ieșit din CSM, atunci bine, era domnul președinte Lupașcu, dacă nu mă înșel, era la CSM, erau domnul procuror Dăscălescu, Liviu Dăscălescu, adică erau oameni care chiar aveau contact cu ceea ce înseamnă instanța. De acolo am plecat în Comisia Juridică în Parlament, unde ne-au întrebat și pe noi, să știți, practicienii. Voi cum vedeți? De ce vedeți voi lucrurile așa? Că uite, poate eu ca profesor de drept sau ca avocat le văd altfel. Și în urma discuțiilor de acolo a ieșit așa cum a ieșit.
a ieșit cu lucruri bune. Că au fost și lucruri mai puțin bune, s-a văzut că au picat o serie de prevederi la Curtea Constituțională. Nu intru în discuție. Acum nu știu ce să vă spun. Am mai avut șansa să mai particip la o conferință înainte de pandemie în cadrul Parlamentului, unde s-a pus, era dezbătut o anumită lege care se aplică la noi în comercial. Și am ridicat problema competenței, pentru că legea era atât de ambiguă încât lăsa loc de interpretare. Și un anume politician a zis că da, că nu ne-am gândit atunci, dar uite că putem să facem, că ținem legătura și vedem cum putem să o îndreptăm, că într-adevăr nu este în regulă și nu se aplică. Dacă a sunat pe dumneavoastră, m-a sunat și pe mine sau pe ceilalți participanți. Da, și deci până faci propunerea și până trece, până se adoptă... Da, dar nici măcar n-a fost curios să afle lucrurile de, mă rog, subtile, de subtilitate, știți? Deci despre ce vorbim, nu știu ce se va întâmpla, însă atunci când se va pune în discuție, fie că e vorba de comisie juridică și apoi, mă rog, în Parlament, problema desființării SIJ-ului, să se întrebe ce pun în loc, ce se întâmplă cu noi și dacă sunt în stare să-și asume faptul că la un moment dat se va vorbi despre faptul că au fost cândva judecători în România. Aoleu, credeți dumneavoastră că domnii aceștia au așa o strategie, o viziune? Pentru că eu m-am uitat, să știți că am citit programul acela de guvernare. Adică nu reiese de acolo ceva, să zicem, în domeniul juridic. Ne propunem să facem acest lucru. În domeniul juridic a fost așa, facem, desfințăm legile justiției pentru că au fost făcute de guvernarea Dragnea. Da. Eu, de exemplu, m-am uitat, să știți, le-am citit și am văzut că la un moment dat devenise subiect de interes național. În fiecare zi, legile justiției. Și am zis, ia domne, să văd și eu ce e cu legile astea ale justiției. Uh-huh. Și am văzut că e un fel de bucătărie internă, adică nu are o chestie cu arestul, cu toate cele. Este o ambiție a președintelui Iohannis, care probabil, nu probabil, sigur, a văzut că a pierdut atunci și nu a putut să le oprească și a fost probabil și o înșelăciune populară, în sensul, uite, domnule, eu mă lupt pentru că ăștia vor să salveze infractorii sau ceva de genul acesta, iar acum... Legea nu se dă pentru o persoană. Asta nu a înțeles nici domnul Iohannis când am fost invitați atunci pe referendum la Cotroceni. Tot... O spunea că, domne, că pentru o persoană. Nu e adevărat. O lege nu se face pentru o persoană, că dacă începe să se facă pentru o persoană, eu încep să-mi pun reale probleme cu în ce țară trăiesc. Da, aș putea să mă întreb că a fost la un moment dat, nu știu dacă se mai practică lucrurile astea, acele hotărâri de guvern valabile 24 de ore. Întotdeauna am fost curioasă să știu câte astfel de hotărâri s-au dat și cine a beneficiat cu ghilimele de rigoare. Văd că toată lumea sunt lucruri probabil care au trecut. Probabil că n-a fost nevoie. Da, probabil. Știți? Nu, repet, asta nu se înțelege. Nu e vorba despre mine. Nu e vorba despre politician. Este vorba de faptul că se sacrifică justițiabilul. Și atunci când se sacrifică justițiabilul, știți care este drama cea mare? Nu ei sunt responsabili, ci se arată cu degetul spre noi. Că noi suntem de vină pentru că nu știu ce s-a întâmplat. Nu e adevărat. Eu nu pot să vin într-un litigiu și să aplic legea. De fapt, nu s-o aplic. Să creez lege, că de fapt cam asta vor mulți care vin. Dom'le, că e legea proastă, uite, vină tu și spune așa. Nu, eu nu pot să fac lucrul ăsta, că nu-s putere legislativă. Nu, repet, nu este în căderea mea. Legea, dacă este proastă, nu cu mine trebuie să te bați. Și nu mie trebuie să-mi reproșezi, ci celui care a dat-o. De ce a dat-o așa? Pentru că n-a știut sau poate a avut interese sau poate a avut comandă politică. Astea sau, sunt nu, sau poate a vrut să bifeze ceva ca să-și mai adune niște, nu știu, simpatii. Nu știu, da, deci chiar n-aș putea să dau un... Uitați, Ministrul Justiției, desfințarea SIS este un gest de normalitate și a mai și argumentat. Corifeii PSD, referindu-se la Șerban Nicolae și la, mă rog, domnul acela cu facultatea la Herculane și la Iordache, a spus că trebuie desfințată pentru că ea a avut motivare de trei rânduri când au fost să o înființeze, pe că noi am argumentat pe mai multe pagini. Adică, păi loc... dacă a avut mă rog, o expunere de motive pe trei rânduri, poate că ar fi trebuit domnii care propun și-au propus să rezolve și SIJU să citească cele două decizii ale Curții Constituționale care au analizat legea atunci când s-a invocat excepția de neconstituționalitate, nu știu dacă per ansamblu, cred că a întregii legi. Și este decizia 33
Da, 33 din 2018 și 547 pe 2010. Și le explica Curtea Constituțională clar de ce aveau ei nevoie să înțeleagă, sau sper că pot să înțeleagă, două decizii ale Curții Constituționale din care rezultă raționamentul pentru care SIJU trebuie să existe. Dar cu 3, 4, 5, 6 procurori... Nu, mie mi se pare imatură această argumentare. Noi am avut pe mai multe pagini, de parcă nu contează lucrul în sine. Dar asta este nivelul. Adică pe mine nu mai mă miră absolut nimic. Deci, v-am zis, în momentul în care președintele a spus clar că o să o rezolvăm și pe asta, nici nu mai contează că e într-o frază, că e într-o propoziție, că e într-un cuvânt, că e într-un deget, că așa se votează cu degetul sus. Da, am zis de atunci. Ministrul Justiției a și spus, justiția nu începe și nu se termină cu SIJ. Adică... Dar nu despre SIJ este vorba. Justiția începe și se termină cu drepturile justițiabilului. Poate înțelegem și noi lucrul ăsta odată pentru totdeauna și de aici putem să discutăm serios. Eu am încercat să verific o anumită declarație a ministrului Justiției și n-am găsit-o. Și spune că anumiți magistrați care au avut curajul să pornească anchete împotriva unor politicieni au fost chemați la SIJ și anchetați. Adică, cu alte cuvinte, trași pe dreapta. Și eu cred că este o minciună, dar nu știu, poate știți dumneavoastră că m-am uitat să verific care magistrați care au fost au luat de procurorii, lideri politici, de lideri politici și toate. Care au fost procurorii sau care au fost judecătorii, care au fost chemați? Guvernului, pentru cei care vor să mă verifice, adică să nu creadă că am luat-o din cap, pe site-ul guvernului la declarații. Și aici vă rog să, nu știu, fac apel la, știu că când ați făcut dreptul, ați avut și filozofie. Și aici, de exemplu, este o replică filozofică, dacă puteți să o înțelegeți. Ne zice domnul Stelian Ion, dacă veți citi avizul negativ din partea CSM, veți observa că, de fapt, nu este un aviz negativ. Da, pentru că, mă rog, eu am oarecare nuanțare în acel aviz și dovadă este și acea opinie concurentă dată de colegele care reprezintă tribunalele în cadrul CSM-ului, Gabi Baltac și cu Evelina Oprina, unde, mă rog, da, domniile lor se pune altfel problema. Chiar au trimis, uitați că mi-am scos aici, opinie concurentă la avizul negativ referitor la proiectul de lege privind investigare. Și mi-am observat că la articolul 3 spune că prin această statură ale Curții Constituționale și ale Comisiei de la Veneția se poate concluziona că secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție reprezintă singura structură de parchet aflată în afara controlului politic, reprezentând prin ea însăși garanția pentru independența justiției. Da, repet, numirea procurorilor se face în CSM, sunt procurori care au grad de parchet de curte de apel, care au cel puțin 18 ani vechime în magistratură, ceea ce conferă, într-adevăr, mă rog, subliniază sau mai bine zis justifică ceea ce au scris colegele în opinia concurentă. Și repet, faptul că nu stă în pixul unui politician numirea șefului secției, cred că lucrul ăsta deranjează al naibii de mult. Da. Altfel nu-mi explic această dorință, cu asta începem, că asta era cuiul lui Pepelea în sistemul judiciar. Nu, repet, cuiul lui Pepelea în momentul de față, făcând, încă o dată spun lucrul acesta, abstracție de lipsa de personal și judecător și procuror și grefier de ședință, problema este de codul de procedură penală. Cu acesta trebuia să se întâmple. Anul întâi. Ce fac în anul întâi de mandat? Codul, procedură penală, cod penal, dacă mai e ceva de adăugat, de scos, de mărit pedepse, de nu știu, de micșorat pedepse. Anul 2. Care este următoarea prioritate a mea? Procedura civilă, că și în procedura civilă au fost declarate neconstituționale o serie de articole, și codul civil, care scârție și scârție destul de mult prin anumite articole. Anul 3. Ce mai urmează? Păi hai să vedem ce facem cu achizițiile publice, că tot jonglăm cu ele. Ba e la contencios, ba le-a dat în competența noastră, ba mă trezesc cum s-a întâmplat în mandatul domnului Prădoiu de la luat înapoi la contencios. Și știu că fac și lucrul ăsta în anul 3 de mandat. Și în anul 4, nu știu, în anul 4 desfințesc SIJ-ul, poftim. Dacă asta era marea mea problemă existențială ca ministru, să desfințesc SIJ-ul, da, măi, o fac și pe asta, da, în anul 4. Și știu că în 4 ani de zile a rămas ceva după mine. Ori acum ce-a făcut? Venim să dărâmăm și punem boxe, nu? Și muzică la boxe. High life în toată... Nu, nu, nu.
Nu. Din ceea ce spuneți, pare că sistemul juridic este cumva îngenunchiat de clasa politică, de parlament în special și de guvern, care și-au propus să facă anumite lucruri și nu contează argumentele, nu contează experiența magistraților și cei care sunt în sistem, ci pur și simplu... Nu știu dacă putem să spunem că ne-a îngenunchiat. Știți ce ne îngenunchează pe noi cel mai mult? Faptul că bugetul instanțelor judecătorești se află în mâna unui om politic, respectiv a ministrului justiției. Uite, asta aș fi făcut, poftim, în anul 4. Aș fi dat bugetul instanțelor judecătorești din mâna politicului la, nu știu, CSM sau în alta curte. Păi și politicul parchetele, ce spune asta? Parchetele au buget propriu, deci sunt, ordinatori principali de credite. În alta curte este ordinator principal de credite, are buget propriu. CSM-ul la fel, INM-ul la fel. Ce să vezi, instanțele judecătorești, fiind ar să fie mai pe românește, și scuzați-mi expresia neodeontologică, nu sunt în stare să-și administreze propriul buget. Da? Și din cauza asta trebuie să stea în pixul unui om politic. De ce? Pentru că omul politic întotdeauna va merge și va încerca să ne arate pixul, ca să spun așa. Dom'le, nu, uite că îți mai iau din buget, n-am cum să-ți dau asta pentru că, nu pot să fac asta pentru că și tot așa. Da, din punctul meu de vedere, atâta vreme cât bugetul instanțelor judecătorești este în mâna omului politic, nu putem să vorbim despre o independență financiară, vorbesc. Pentru că mi-e greu să cred că va mai îndrăzni cineva. Erau povești când eram eu tânăr judecător că în alte vremuri se suna și se spunea ce soluție să se dea. Refuz să cred că se va mai întâmpla așa ceva. Și refuz să cred că vom asista la o revenire a plicurilor galbene în justiție și la o analizare sau o supraveghere a câmpului tactic până la momentul la care se va pronunța hotărârea judecătorească definitivă. Refuz să cred că putem da, să mai eu trăim așa asta, ceva. Mai ales de când Statele Unite ne garantează statul de drept. Da, dacă vine și vine domnul Joe Biden și îmi garantează mie independența, deja îmi crește ratingul ca judecător. O glumă. Evident, da. Glumesc un fel de haz de necaz. Pentru că... Da, în istorie, de regulă, politicienii se pun bine cu procurorii, pentru că acolo contează cu judecătorii, ca să ajungi la ei, trebuie să... Asta nu știu ce să zic. Nu, cheamă în sensul de faptul că ei au, sunt ordonatori principali de credite și primesc bugetul și nu se negociază, pentru da, că... Da, așa este, știți. Pe când până la judecător nu ai așa nevoie de el, decât în ultima și în ultima fază, când ajungi în fața lui. Cred că poate fi o explicație, altfel... Da, nu, știți, nu înțeleg de ce vor să și nu fac nimic astfel încât să se reintre în acea normalitate. Era o modificare legislativă care nu știu dacă a fost între timp abrogată, că n-am mai urmărit, sau a fost suspendată, și anume asta cu bugetul. Ar fi trebuit să fie preluat de înalta curte. Înalta curte, pe bună dreptate, a spus că nu are capacitatea necesară să ia să administreze, pentru că trebuie, da, probabil că dacă s-ar rupe jumătate din minister, partea de funcționari vorbesc, și s-ar duce pe chestia asta, probabil că s-ar face față, dar altfel cu oamenii pe care există la înalta curte, n-ar putea să administreze un buget al instanțelor judecătorești, adică să nu ne amăgim singuri. Dar cu toate astea, toată lumea liniște. Să nu deranjăm pe cei care ne garantează statul de drept în România. Am citit că în 2013 ați participat la negocieri în materia legii salarizării. Doamna Raluca Turcan și acum să... Că am văzut că și domnul ministru al justiției a trimis pe cineva de la MJ să-i explice cum e cu legea salarizării. Asta e din categoria și politicienii spun lucruri trăznite. Eu nu știu unde se poate negocia, că a spus doamna ministru Turcan, sau Turcan, pare mi se că o cheamă. Da. Că, Turcan, nu? Da, Raluca. Că nu știu. Da, a avut o declarație. Nu mă preocupă, nu mă interesează. A spus că se negociază, se face un salariu mai mic și după aia se compensează cu sporuri. Păi legea aia scrie altceva. Adică, nu știu, citim legea sau nu citim, sau ne luăm informația de la, pardon de expresie, Radio Șanț. Nu există așa ceva în sistemul bugetar. La mine salarizarea nici nu este salariu, deci nici măcar lucrul ăsta nu știe că nu este salariu în cazul judecătorilor și procurorilor. E vorba de indemnizație. Pentru că e statutul potrivit legii altfel decât eu nu am un contract individual de muncă exact cum are un alt angajat la buget, mă rog. Deci sau nu un contract. Glumeam că nu sunteți bugetari. Nu. Suntem aia cu pensii și salarii nesimțite, că așa suntem, așa vom intra în istorie. Și este indemnizația de încadrare la care se adaugă un spor de 15%, până la 15%.
de la 15% la 85% e cale lungă. Eu nu am putut să-mi negociez salariu. Ca să o citesc pe doamna, repet, este indemnizație, nu este salariu. Dar, știți, vii și spui o chestie, se rostogolește, lumea oricum e pornită. Ați văzut când, în general, poate sunt paranoică, nu știu ce să zic, dar în general când s-a dorit a se muta atenția de la anumite chestii, au fost aruncați pe piață magistrații. De la pensii nu știu de care, de la salarii nu știu de care, de la nu știu ce au făcut, uite ce soluții au dat. Inclusiv pensia aia mare de 78.000 de lei sau cât este în prezent în plată, aparține unui procuror, fost procuror militar, unde, ca o paranteză în cazul în care nu se știe, magistrații militari sunt o altă salarizare decât noi, pentru că ei au și beneficiile gradului, soldei și ce mai au ei, nu știu care este structura soldei pe care o ia un militar, și a fost și director de penitenciar, penitenciarul Colibaș, culmea de la mine din județ Nargeș. Nargeș, da. Legea la acel moment așa era făcută. Omul n-a făcut decât să profite. Cred da, dar acum poate... este manipularea aceasta în presă, pentru că se dă o pensie și după aia se bagă toți acolo. Da, 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 da. Pe de altă parte vine și îmi spune că pensia minimă, pensia medie în magistratură este de 37.000 de lei. Nu este adevărat. Colega mea de complet, care a ieșit la pensie cu 28 de ani, dacă nu mă înșel, vechime efectivă în magistratură, are o pensie de 13.000 de lei. 13.000 de lei, mă rog, probabil că a mai crescut între timp, având în vedere că s-au mai majorat anumite, mă rog, un coeficient de încadrare, se numește la noi. Riscul de a-mi lua în jurături, mie 13.000 de lei o pensie pentru un magistrat, mi se pare mică. Iarăși ce nu se spune, nu știu, știți, poate că, și nu vreau să atrag compasiune sau să mi se plângă de milă, dar după atâția ani și văzând atât de multe și văzându-mi colegele cărora le-au recidivat cancerele pe care le-au dobândit, ce să vezi în timpul cât erau judecători și culmea, inclusiv de la mine, de la secție, în momentul în care văd lucrul ăsta, știți ce am zis? Că dacă ești sănătos la cap și la trup din profesia asta, lap și apuci pensia, este a doua cea mai mare realizare după întemeierea unei familii. Eu una așa văd. Repet, în momentul în care știi că ai plecat, ai făcut un cancer, ai stat un an de zile cu citostatice, cu temir ce alte minuni de tratamente, te-ai întors în profesie, crezând că ai scăpat, ai reușit să ieși la pensie și când ieși la pensie, te duci și îți repeți analizele și constați că ți-a recidivat cancerul, mă scuzați, nu știu dacă se merită sau... Da, ce se întâmplă, sunt ferm convinsă că ce se întâmplă la noi în profesie se întâmplă în toate profesiile. Pentru că lipsa de personal, stresul, faptul că te trezești cu... Da, poate e și politica aceasta de antagonizare a maselor. Adică în da, loc da, de da. Fiecare de profesiile noastre și... Da, și asta de vreo 16 ani. Așa este. Bun, dar tu cât ai salariu, dar eu cât am atunci. Și pe urmă să apară da, capul da. Vecinului cu ura și cu toate da, cele, cred da. Că... Și eu am mai și spus aici la interviurile cu invitații mei că mie, de exemplu, aceasta cu legile acestea, cu pensiile acestea speciale, care de fapt ele nu sunt speciale și cu salariile respective, este doar așa o chestie de o perdea de fum. În loc să te canalizezi pe lucrurile importante, așa cum spuneați și aici, care trebuie făcute și cum trebuie consolidate, venim în piață, aruncăm câteva pensii, câteva salarii și toată lumea o ține pe lucrul acesta. Adică nu sunt, adică bun, poți să faci la un moment dat, ești legislativ, găsești soluție, poate dacă poți să găsești pentru pensia aceea de 78.000 de lei sau cât este. Dar asta nu este o normalitate, ca să zic așa, în ceea ce privește sistemul de pensii din cadrul magistraturii. Pe de altă parte, spun, dom'le, dar oricum aveți niște salarii mari. Niște salarii mari raportat la ce? Pentru că ceea ce iarăși nu se spune și iarăși nu înțeleg lucrul acesta, e faptul că eu am toate interdicțiile, cred că, care există pe pământul ăsta, sunt la mine în profesie. Eu nu am voie să fac un business. Să știți că eu mi-aș deschide o cafenea dacă aș putea. Unde să se asculte muzică frumoasă, unde să pun boabe de cafea și să mănânce omul boabe de cafea dacă vrea, unde să se discute, să se citească o carte, nu știu, să fie o atmosferă de relaxare maximă. Și poate să fac clătite. Deci cred că aș face și clătite. Eu nu am voie să fac lucrul acesta. Nu am voie să, nu știu, să dau consultanță. Da, poate că aș excela pe consultanță juridică. Păi nu aveți, e conflict de adică, domne, ridicăm interdicțiile,
ca să pot să contribui, că iarăși ni se reproșează lucrul ăsta, domne, nu contribuiți. Da, bun, ridicăm toate interdicțiile și lasă-mă la ora 16, când s-a terminat programul de lucru, dar să mă ierte Dumnezeu, la ora 16 am închis tot. Adică dacă sunt în sala de judecată, eu care intru după amiază în ședința de judecată și la ora 16 n-am terminat, îmi cer scuze de la avocat și de la părți, mi-am încheiat programul de lucru, asta este, ne vedem peste 2 săptămâni sau peste 1 săptămână. Și mă duc în partea cealaltă ca să pot să suplimentez. Iarăși ce nu se spune este faptul, dom'le, că în funcție de cât ați contribuit să aveți pensii, salariile, cu ghilimele de rigoare, indemnizațiile noastre, au început să crească de vreo 3 ani? Cam așa ceva. Aoleu, în 2001... Da, cred că de atunci, de când a început legea de salarizare, legea salarizării unitare, să știți. Da. În 2001, când am luat la Institutul Național al Magistraturii, aveam o bursă de până în 3 milioane de lei era la acel moment. Asta a fost bursa. După care salariul, cred că era de... După ce am terminat INM-ul și am plecat în activitate, 1.500.000, 1.500.000, oricum era foarte mic. E clar că la un venit foarte mic n-are de unde să-mi ia pentru acea contribuție. Adică e logic. Sunt eu de vină că ele erau lefurile la acel moment și că am fost prost plătită atâta timp? Deci am rămas în profesie? Da, puteam să mă duc în avocatură. Eu refuz să cred că n-aș putea să excelez în mediul privat. Dacă nu excelez în mediul privat, înseamnă că n-am ce să caut nici la stat. Înseamnă că a fost o greșeală că am ajuns pe aici. La dumneavoastră cum s-ar putea, că ați văzut, domnul premier spune că vrea performanță. Cum poate fi performanța la un judecător? Cum poate fi performanța la un adică judecător? Cum ar fi un judecător nedistrugând care vieți, unul care nu nedistrugând vieți și activități comerciale. Pe mine nu mă interesează să fac dosare la hectar, să fac producție de la hectar ca să-l impresionez pe domnul Sterică, de exemplu, prin care să arăt că, uite, am făcut mai mult de 2 rechizitorii. Nu, eu vreau ca ceea ce îmi pleacă din pixul meu să rămână așa până la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pentru că în momentul în care eu am un număr foarte mare de dosare, automat și probabilitatea de a greși soluția crește. Ei asta nu vor să înțeleagă. Și am spus, domne, un număr limitat de dosare care să-mi permită, repet, să citesc și doctrina, să citesc și practică judiciară și ce să vezi, să mai am și viață privată, asta ca o paranteză și în cazul meu sunt multe mămici, eu nu știu când mi-a crescut copilul, pentru că asta a fost situația, vreau ceva, repet, că atunci când iese din pixul meu, așa să rămână. În momentul în care, vă dați seama, care este la noi etalonul, ca să zic așa, casările sau desfințările hotărârilor în căile de atac. Nu iau în calcul atunci când, de exemplu, părțile din vari motive se duc și depun în scrisuri pe care, de exemplu, eu nu le-am avut atunci când am soluționat dosarul în primă instanță. Asta a fost situația. Dar în momentul în care pe aceleași probe, pe același material probatoriu, mie mi se schimbă soluția, da, eu încep să-mi pun o reală problemă în ceea ce mă privește și să mă întreb, băi, da, ce am făcut de nu mi-am dat seama? Da, sunt soluții ale instanțelor de control cu care eu nu sunt de acord. Dar fiind instanță de control, nu am cum să le comentez potrivit legii, nu-mi dă voie legea să comentez și să vin să zic că judecătorul ăla nu știu ce a făcut, poate doar să scriu un articol prin care să pun din punct de vedere al dreptului cam cum vedeam eu, fără alte conotații. Așa da, dar altfel nu am cum să critic sau să judec, inclusiv în piața publică, activitatea unui alt coleg judecător, pentru că asta este abatere disciplinară în ceea ce privește. Cam așa ar putea să fie percepută la noi performanța. Dar în momentul în care pe o schemă de 43 de persoane, de exemplu, este ocupată efectiv cu 32 de oameni, atâta vreme cât schemele grefierilor de ședință n-au mai fost adaptate la noile realități de nu știu cât timp. Știți, peticim românește. Practic așa suntem. Mai luăm de acolo, hai să încercăm să dăm bine, să fie bine ca să nu fie rău. Nu, asta nu se numește performanță, asta se numește bătaie de joc. Și nu e doar bătaie de joc față de noi, când mai ales, repet, față de cei care ni se adresează nouă. Și nimeni nu le spune lucrul ăsta. Întotdeauna judecătorii sunt de vină. Da. Eu voiam să vă mai întreb câteva lucruri. De exemplu, se vorbește foarte mult de răspunderea magistratului. Citeam ieri sau azi dimineață, a apărut o știre că, de exemplu, un bărbat din Gorj a fost condamnat la 10 ani pentru omor, dar în prima instanță a fost achitat.
evident, o instanță greșește sau, nu știu, ce, cum vedeți această răspundere a magistratului sau este necesar să fie schimbată cumva sau există? Răspunderea noastră există. Dacă vă uitați pe legea, pe statutul nostru, veți constata că sunt abateri disciplinare de la litera A până la aproape de sfârșitul alfabetului. Mie îmi place să spun mai în glumă, mai serios, că probabil dacă aveam în jur de 5.000 de litere cât are alfabetul chinezesc, probabil că aveam 5.000 de abateri disciplinare, noi judecătorii. Există posibilitatea de a se întoarce împotriva noastră. Procedura pe care o demarează Ministerul Finanțelor în urma condamnărilor la CEDO, că de fapt aici este problema, nu o discut. Pentru că eu aș ridica anumite puncte semne de întrebare. Nu am cum să vin să comentez și să dau consultanță juridică. Ce se întâmplă? De ce nu ajunge în fața noastră? În fața noastră, de ce nu se finalizează o astfel de acțiune îndreptată împotriva judecătorului, nu știu. Și vă dau un alt exemplu. Chiar eu, a fost un dosar cu o societate comercială. Știu că eu am judecat în ultimă instanță la tribunal. Ideea e că, mă rog, dosarul s-a tot plimbat pe la instanțe până a ajuns în București. În București s-a judecat relativ repede, cred că într-un termen sau două termene noi l-am judecat. A fost condamnată România la CEDO pentru durata excesivă, durată nerezonabilă de soluționarea cauzei și știu că a venit o solicitare din partea Ministerului Finanțelor Publice cu privire la judecătorii care au judecat dosarul și ce s-a întâmplat. Și știu că am fost destul de intrigată și am zis, băi, dar în momentul în care vii și inclusiv numele meu acolo, n-am o problemă, repet, am greșit, răspund, inclusiv prin excluderea mea din magistratură în cazul în care am greșit atât de grav încât nu am ce să mai caut. Da, sunt conștientă de lucrul ăsta, de asta am spus. Eu țin în mână viața unui om, fie că este vorba de om, persoană fizică, fie că este vorba de business-ul acelei persoane. Păi în momentul în care tu vii să îmi spui mie că eu nu știu ce am făcut, dar tu nu te uiți pe acel dorsal să vezi ce s-a întâmplat, să vezi care a fost mersul. Nu, ei s-au raportat la ultimii judecători, ăia care au soluționat dosarul în mod irevocabil. De asta zic, știți, e așa, nu știu dacă un dezinteres. Noi ne facem că facem, vom vedea ce facem, după care spunem că, uite, judecătorii nu vor ei să dea, să se judece pe ei sau nu știu ceva de genul ăsta. Nu-i chiar așa. Da? V-am întrebat. Vreau să vă mai întreb, știți foarte bine, eu am avut și un avocat invitat aici, Cristian Vințăr, în legătură cu Robert Roșu. Am văzut că Baroul București, de fapt toți avocații din România au luat atitudine și, și avocații din afară au trimis... Da, am văzut comunicatul Uniunii Internaționale, dacă nu mă înșel. Da, este, mulți zic că este un abuz și a fost arestat pe situația respectivă. Nu se poate cumva reglementa în situația aceasta sau, nu știu, cum comentați cazul acesta? Iarăși, potrivit legii, nu am voie să comentez, dar un neajuns din punctul meu de vedere este, într-adevăr, faptul că îl țin arestat, de exemplu, condamnat, că vorbim de ultima instanță, pe un cetățean, fără să știe de ce l-ai condamnat. Probabil că acea motivație de care spuneați că... O situație de... nu de îmbunătățire, de rezolvarea a unor astfel de cazuri, ar fi că atunci când vine și motivarea instanței, atunci să se și pronunțe. Dom'le, ți-am pronunțat soluția fie ea de condamnare, atunci ți-am pus în mână și hotărârea judecătorească ca să știi de ce am luat soluția pe care am luat-o. Ce m-a îngrijorat pe mine sau ce m-a îngrijorat... Impropriu zis m-a îngrijorat. Mi-a ridicat un semn de întrebare, este faptul că este prima dată de când sunt în profesie când avocații vorbesc aceeași limbă. Sau în marea lor majoritate. Că unii știu că nu sunt de acord și pe bună dreptate, v-am zis, pe mine mă sperie unanimitatea. E bine să mai fie și câțiva care își pun niște întrebări și care ridică niște semne de întrebare. Dar, repet, este prima dată când avocatura a vorbit aceeași limbă. Unii mai vocali, unii mai puțin vocali. Asta este, fiecare are propria alegere în a reacționa așa cum crede de cuvință. Altfel, nu discut
Da. raționamentul sau motivul pentru care A fost destul de interesant. colegul avocat se află în pușcărie, în executarea unei pedepse. Vă dați seama că cred că toată lumea așteaptă să vadă motivarea. Exact, este un caz care a apărut așa din neant și unitatea aceasta a avocaților, fiind atât de mult și fiind solidare, a ridicat un semn de întrebare. Dacă toți Da, oamenii v-am zis, de când... este supus unei pedepse care poate nu este corectă, ar merita cumva regândit ceva, schimbat ceva. Da, v-am zis, o regândire, un bun început în situația asta ar fi ca atunci când se pronunță o condamnare sau o achitare sau o restituire a dosarului la procuror, să se dea și motivarea, cel puțin în penal. Ar fi un bun început. Da. Acum vom vedea. Haideți cred să că pe legile justiției, cred că pe legile justiției pe motivare, cred că acolo e și cred că și în procedura și în civil la fel se prevede, și anume că poți să amâni pronunțarea până la 3 luni de zile și atunci când te pronunță dai și motivarea. Nu este un ceva nou pentru sistemul de drept din Europa, nu suntem primii care am implementat așa ceva. Deci ca atare ar fi o gură de oxigen probabil și pentru noi judecătorii. Și ultima întrebare, credeți că legile justiției se vor schimba radical sau vor fi schimbări pe aici pe acolo prin 3 ani? Depinde ce se urmărește. Da, uitându-ne la domnul ministru al justiției și la relația cu ambasadorii statelor occidentale și al Statelor Unite, cam știm ce se urmărește. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate. Eu cred că a fost o discuție interesantă și am înțeles și noi cum funcționează un sistem juridic, care este activitatea unui judecător. Pe mine, de exemplu, mi-a ridicat semne de întrebare volumul de muncă și dosarele care trebuie să le faceți, pentru că pot fi dosare probabil de 5-10 pagini sau pot să fie dosare de sute de pagini. Și atunci volumul, sau luându-se la dosar... Păi vă spun eu, am pe rol un dosar care are deja 88 de volume. 88 de volume ori 200 de file fiecare. Și încă nu s-a terminat dosar. Sunt curioasă, m-a sunat o colegă și mi-a spus că a fost adusă ședința de miercuri de apeluri și recursuri și că nu știe pe unde o să mai mă strecor în birou să intru, că e ca o cazemată. Abia aștept și o să văd cum mi l-a aranjat grefierul de ședință. Probabil că o să vină cu o nouă fotografie pentru posteritate. Nu, volumul de muncă ne omoară. Ne omoară la propriu, ne omoară la figurat și nu doar pe noi, ci și pe justițiabil, pentru că asta înseamnă termene de judecată mai lungi, asta înseamnă redactări de hotărâri judecătorești pe o perioadă mult mai lungă decât în cele 30, mă rog, până la 90 de zile, că putem să prelungim motivarea până la 90 de zile și intrăm într-un cerc vicios din care nu mai ieșim și nu mai ieșim de vreo 20 de ani. Deci, ca o concluzie a discuției noastre, este că realitatea e una și politica este alta. Cu lupta aceasta pentru desființare, pentru, mă rog, schimbări și toate cele cum le vede câte un președinte, câte un ministru din fix, fără să aibă experiență în domeniul respectiv. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Rezultatul aroganțelor politice este sacrificarea justițiabilului și, repet, nu este corect. Cel puțin din punctul meu de vedere. Aveți dreptate. Vă mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și vă doresc mult succes și Doamne ajută să fiți sănătoasă, să faceți acea cafenea și clătite, că poate ați tot la dumneavoastră pe acolo. Să și clătite. Mulțumesc frumos, vă mulțumesc frumos pentru invitație și să ne revedem sănătoși. Toate cele bune.